Ce vă certați? Ce vă certați? Angelica a dat lui Bot cu făină. A, da? Da. Era în direct? Mincinosule! Da. Mincinosule! Bă, dar oprește deodată! Urlă la ăia! Lasă-l dracu pe ăla! Uite, ia treabă-l pe Ciucă, ce mai faci? Iorga! Să te ia dracu, băi! Gura, măi, de știi! Așteaptă două secunde, nu te râzi, bă! Deci eu încerc să fac un crescendo și tu nimica! Care eu am vechime de protest aici de 510 ori, de 20 ori mai mult decât în da. Deci cel care a declarat are de acum să stabilească cine participă la... Domnul, cum vă numiți? Dar corupția din parlament, ce mafioți de parlamentari... Dar dumneavoastră știți că acest om... De ce nu arestați PSD-ul? Mafioții de acolo. Știți că acest om care a declarat... Aici sunt niște mafioți. De ce nu-i arestați? Dați-mi o secundă să vorbesc. Acest om care a notificat protest în Piața Victoriei a fost condamnat pentru violență. Exact aici, în Piața Victoriei. Și atunci cum puteți să mă dați pe mine afară? Asta nu stabilesc eu. Dumnealui a notificat adunarea, a declarat-o. Dumnealui este organizator. Se acceptă ca un condamnat pentru violență să fie... Cine participă la adunare sau nu. Eu v-am spus ceva. Nu
Bun, eu vă spun adevărul, eu vă spun adevărul și eu aici în piața asta am luptat mai mult decât 7.000 ca Matei Sărnel și așa mai departe. Înțelegeți? La această adunare publică nu sunteți binevenit. Nu sunt binevenit că nu binevoiește dânsul. Eu sunt binevenit pentru că aici este Agora, unde am rezistat peste 1300 de zile. Nu părăsesc piața, nu știu. De ce să nu fie bine? Da, nu mă primește Sandu Matei. Este organizatorul adunării. Da. Organizatorul adunării. Adică Sandu Matei nu mă primește pentru că e piața lui aici. Ok, dar din punct de vedere legal poate face așa ceva o persoană? Dar de ce nu arestați, domnule, mafia din PSD? Da. De ce nu arestați mafioții? Nu discutăm. Vă întreb acum în direct, de ce ne-ați gazat? De ce nu arestați mafioții din PSD? Că nu se întâmplă ce se întâmplă acum. Nu se întâmplă acum. Manifestam ca oameni. Domnule, știți că s-a împrumutat un miliard zilele trecute? Încă un miliard? Da. Nu părăsesc piața, vă spun că nu părăsesc piața. Aici este piața tuturor românilor care a protestat 120.000 de oameni în 10 august 2018. De asta luați un salar de mizerie în cea mai minoră scară. Dar nu văd motivul, care e motivul vostru? Oameni buni, vreți să nu particip aici, că nu vrea Matei Sandel? Nu cred că e legal. Nu cred că e legal să-l dați afară. Nu cred că e legal. De ce este de piața cu salarii, domnule? Organizatorul adunării. Eu n-am venit aici că a organizat Sandu. Eu am venit aici pentru că sunt 4 ani de când ne-ați gazat și ne-ați alergat și ne-ați bătut, domnilor. Eu am venit aici pentru altceva, nu pentru că Sandu a organizat. Nu aveți dreptul să-i dați afară. Cine e aprobat să nu cinească? Vedea! Oameni buni, Sandu Matei, organizatorul evenimentului, vrea să mă dea afară din piață. Sunteți de acord cu asta? Da! Facem un scandal aici. Cum e posibil așa ceva? Mă cunoaște seara de seara. Am rezistat aici din 1300 de zile. Și omulețul ăsta a venit la protestele mari doar cu copțele de Oricine așa vrea să-mi duc, Matei.
Ca să vedeți ce avem cu ce să întâmplă. Sandu Mate, ăla cu coadă, ăla care... A fost de și așa, deci pe 91? Violența, că a bătut un moș aici în fața guvernului României. Dar în domnul jandar care sunt de la dialog, dar în 10 august 2018, când ne-ați bătut, cum a simțit? Alorul, bătăușule, copitarule, când dădeai din copitele alea, când ne băteai în 10 august, cum a fost domnule jandar? Bătăușule! Domnul Bătăuș! Bătăușule! 10 august, când ne-ați bătut, domnul jandar, cum a fost? Bătăuș! Domnul meu este organizator. L-a chemat la parchet ca să dați cu subsemnatul că ne-ați bătut în 10 august. Bătăuși! Nu vreau mult să vă dat ordinul să repăteți. Chiar așa, hai să pun să haideți, vă rog frumos, haideți, vă rog, să vă faceți semaforul. Da. Să fie rușine, Sandu Mate. Să vă fie rușine trădătorilor. Să vă dovedim că ați fost niște trădători. Sandu Mate, am înțeles. Dar nu mai am fost până acum. Asta e discriminare, sincer. Unde scrie că nu poți să participi? E un loc public cu adunare. 10 august i-a spus doror. Nu vă supărați, o întrebare, unde erați în 10 august 2018? Așa, o întrebare stupidă. Unde acasă? Unde? La casa lui. Și știți atunci ce s-a întâmplat? Instituția care o reprezentați. Sunteți de acord cu ce s-a întâmplat? Nu. Păi o da afară dacă zic că e. Nu. Nu vă da afară. Dar uitați acela care scrie dialog. 10 august 2018 era Bătăuș. Uitați, ăla, ăla, ăla atunci dădea numai din copite. Ne-a furat protestul. Dumnezeu lui a ales să meargă în partea cealaltă. Eu vreau să stau aici în piață pentru că e dreptul meu, că aici am luptat pe 1300 de zile. Eu v-am înțeles. Nu ați acest condamnat pe dat. Dar v-am înțeles că vreți să-mi dați o amendă, că sunteți obligat, că v-a obligat Sandu Mate să-mi dați o amendă. Nu. Păi dacă nu vreți, atunci de ce nu îi spuneți? Băi, omule, nu-i normal, că omul ăsta a stat în piață. Da, stăteam aici să menținem flacăra aprinsă pentru țara asta, să știe toată Europa și toată planeta că românii vor democrație, stat de drept, justiție, valori europene. Și am ajuns să fiu dat afară de un condamnat penal din piața Victoriei.
Nu avea dreptul să fac asta și jandarmeria n-avea dreptul să susțină. Bineînțeles că jandarmeria apără hoția, nu se știe. Din nou, din nou, după 4 ani. Asta e prostia, nu hoția, și prostia. Și prostia, că asta chiar că... Și cocofonia. Posibil așa ceva. A murit Irina Andreiș, colega noastră de protest, și am venit cu o lumânare. Să-i pun lumânarea, uitați lumânarea. Luați-o, mă puneți dumneavoastră, că vreau de voi. Să-i pun lumânarea și nu-mi dă... Penalul ăsta de... de... Sandi. Eu n-am venit aici cum a invitat Sandi. Dar lăsă-mi el, domnule, lăsă-mi asta, ca organ, ca organ legal. Scoateți, domnule, procesul pe urmă, domnule, și constatați stare de fapt. Nu procesul care e, constatați stare de fapt. Uite, și eu, păi, eu și-o la Constituța numai de discriminare. Cum te-l-a de el, te-i zi, eu de discriminare. El, el. Practic, e o discriminare. Părerea mea, domnule, și nu. Dar de ce nu vorbiți cu el să-i spuneți? Bă, băiatule, uite-o care e opinia oamenilor. De ce mi-i spuneți treaba asta? Știți câte amenințări mi-a făcut individul ăsta mie? Îmi scris pe WhatsApp și pe numărul de telefon că mă taie și de un live. Și l-am iertat. Păi acum o să-i fac o plângere, să fie clar. De ce nu luați o dovadă de la jandarmerie? Nu, cereți o dovadă, că v-a dat pe... Ba, chiar, vă solicit aici, în direct, la acuzație de negriere, să-mi dați... Abuz de putere, că probabil faci un abuz de putere. O dovadă că dânsul v-a scris. Deci, domnul, stați să se pune, nu are dreptate. Abuz de putere, v-a scris. Că n-am dreptul să particip la protest. Eu n-am venit aici, că m-a chemat ăla sau că n-am dreptul. Și ok, să vă luați pe și care e un și cu el vreau să te și cu el acolo chiar mă cheamă. Că l-a stat cineva acolo și Matei. Că l-a stat cineva acolo și Matei. Am înțeles are motive, dar le-ai explicat, trebuie să existe un motiv, nu? Dar cum puteți să faceți domnul să executați ordinele unui infractor? De ce nu l-arestați? Da, e plagiator. Se știe că e plagiator. E un plagiator. Puteți să executați ordinele unui infractor? Hai să vă spun, dacă dumnealui consideră că prezența dumneavoastră aici pune în pericol adunarea publică, noi suntem obligați. De ce? Păi vedeți că o pune el numai prin ceea ce a făcut, că a agitat oamenii aici. Dacă consider că Sandu Matei pune în pericol adunarea publică. E un plagiator prim-ministru și voi nu vă luați de el? E un plagiator. E demonstrat. Și e primul ministru al României. E cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, cu cei mai mulți analfabeți, cu cea mai mare corupție. Și voi ce faceți aici? Crezi cu salar de mizerie și vă ziceți? Sunt foarte fătămată, domnule. V-am explicat. Nu vă mai explic încă o dată, pentru ultima oară. Dumnezeu este un venerator, vă ziceți că prezența domnului este în pericol. Nici o problemă, nici o problemă. Bine, le fac și la jandarmi și la... Abuz în sânt, abuz de putere... Pentru că nu mi-a dat nicio dovadă. Muriți de foame, peste câteva luni. Nu am dreptul să fac nici la... Peste câteva luni să muriți de foame. Nu, 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 n